Operatorul județean de salubritate a renunțat la măsurile radicale solicitate de primarul Pașcaniului, Marius Pintilie, de a nu ridica gunoiul menajer neselectat locuitorilor de la case. Administrația locală a fost înștiințată că de la începutul acestei săptămâni va fi colectat tot gunoiul depozitat pe domeniul public, chiar dacă va fi selectat sau nu. În schimb, vor fi luate alte măsuri pentru amendarea celor care nu respectă regulile. Pe pubelele cu gunoiul menajer neselectat vor fi lipite buline verzi, iar pe sacii cu fracțiile selectate amestecate cu alte resturi menajere vor fi puse buline galbene, spun reprezentanții operatorului societății. Poliția locală ar urma să însoțească echipele de la salubritate și să aplice amenzi de la 200 la 500 de lei pentru persoanele fizice și de la 2000 la 5000 de lei pentru persoanele juridice. Deci nouul program este să se colecteze absolut toate deșeurile care sunt menajere din parte în parte, inclusiv cele selective care au un grafic al lor. Bineînțeles că și astea menajere au graficul lor. În momentul în care se găsește în deșeul selectiv sau în cel menajer, deșeuri care nu sunt corespunzătoare celui selectiv sau celui menajer, am dat primăriei niște buline pe care le pune galbene și verzi pe pubelă sau pe sac, în cazul deșeurilor selective, unde este un mesaj prin care deșeul nu este conform, dar și amenda este între 200 și 500 de lei. Pentru creșterea gradului de colectare selectivă, administrația locală ar trebui să împartă locuitorilor de la case saci semi-transparenți, nu pubele, susțin reprezentanții societății de salubritate. În acest fel pot fi văzute fracțiile colectate și nu pot fi depozitate decât deșeuri ușoare, hârtie, cartoane și plastic. Această metodă este aplicată în tot mai multe localități din județ, cu rezultate bune. Numai cu sacii de colectare selectivă care sunt transparenți, semi-transparenți, ca să poată vedea salubrizorii ce colectează, nici într-un caz nu indic, e tot din experiență, alocarea de pubele, indiferent dacă sunt galbene, verzi sau albastre, pentru că oamenii ascund gunoi, deci nu pun ceea ce trebuie în gunoi, pun deasupra în deșeuri, da. Pun deasupra plastic, carton, mierde de subt în pubelă să găsesc tot felul de alte resturi alimentare. De asemenea, operatorul regional de salubritate va prelua și alte tipuri de gunoi, ridicate și depozitate până acum de primărie. Este vorba despre deșeurile rezultate din construcții care vor fi transportate contra cost și pe bază de contract și cele vegetale care trebuie depozitate separat. Asta după ce depozitul unde erau transportate de muncitorii primăriei a fost închis pe motiv că funcționa ilegal. Deci gunoiul vegetal normal se ridică. Cel din construcții trebuie să ne să facă o cerere. La o cerere să face un contract, să face factură, să face chitanță pentru cel din construcții, dar să fie deșeu din construcții care să poată fi primit la salubris. Menționăm că primarul municipiului a anunțat în cadrul unei conferințe de presă că primăria Pașcani nu va mai distribui locuitorilor de la case saci pentru colectare selectivă, pe motiv că nu ar fi rentabil. Să știți că am primit la începutul anului din partea compartimentului de mediu o informare, un raport în care mi se solicita punctul meu de vedere dacă continuăm și în acea campanie de împărțire saci menajeri, cu scopul ca în acei saci menajeri să fie depozitate materialele reciclabile, gunoiul reciclabil. Și am zis, înainte de a face acest demers, aș dori să faceți o analiză la ce s-a întâmplat anul trecut cu acest program. Concluzia este că s-au cheltuit aproximativ 40.000 de lei și, să zicem, deșeurile reciclabile valorificate au fost în valoare de 20.000 de lei. Deci am ieșit pe minus cu acea campanie de anul trecut și fiindcă suntem pe minus în general cu 1,5 milioane pe ansamblu în ceea ce reprezintă încasările din taxa de salubritate și plățile pe care le avem pentru a face salubritatea la Pașcani, adică colectare, transport la Ruginoasa, sortare, dacă este cazul acolo, transport la Iași și îngropat la Iași la groapa de gunoi, am luat hotărârea să nu mai facem această
să zicem, acest program de distribuție a sacilor menajeri, pentru că deja minusul este prea mare.